legat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale, spune cuvântul Domnului. Amin. Seara aceasta vom vorbi despre importanța credinței. Și lucrul acesta putea fi cu ușurință remarcat din citirea acestui pasaj bine cunoscut din Noul Testament, găsit scris în Epistola către Evrei, în capitolul 11, capitol care a fost numit capitolul credinței. El începe prin definirea credinței în modul următor. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. După această definiție dată credinței, autorul epistolei către evrei găsește nimerit să vină și să aducă câteva argumente în sprijinul ideii că atunci când subliniem și vorbim despre importanța credinței, vom găsi suficiente exemple de oameni care au trăit prin credință. Dacă stăm să numărăm numărul persoanelor despre care se amintește în acest capitol 11 că au trăit prin credință, ajungem undeva la cifra 16. Sunt două femei, 14 bărbați. Aș vrea, dragii mei, în momentele următoare să privim puțin la câteva remarci cu privire la credința primilor 8 persoane care sunt amintite aici în capitolul 11 din Epistola către Evrei. Primul amintit este Abel. Mi se spune că el, prin credință, a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Și în felul acesta a căpătat mărturia că ce este neprihănit. Pentru că Dumnezeu, privind la jertfa pe care el a adus-o prin credință, a primit-o. Și prin aceasta, spune autorul epistolei, vorbește el încă, măcar că este mort. Este remarcat aici fapta credinței lui Abel. Demersul acesta făcut prin credință de a aduce lui Dumnezeu o jertfă care să-i facă plăcere. Și așa s-a și întâmplat. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia, este plăcut lui Dumnezeu. Și citim despre Enoch că înainte de a fi luat de Dumnezeu de pe pământ, el a trăit 300 de ani cu Dumnezeu, prin credință. Și după perioada aceasta de trăire atentă cu Dumnezeu, în acceptarea voii lui Dumnezeu, după perioada aceasta de trăire în credință, Enoch a fost mutat de pe pământ. N-a văzut moartea. Iată un alt exemplu de om care a trăit toată viața care i-a fost dată prin credință. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Într-o lume stricată, într-o lume îndepărtată de Dumnezeu, Noe primește o poruncă. Să facă acest chivot, această corabie, ca să-și scape casa. Și deși lucrul acesta
era greu de înțeles cererea aceasta lui Dumnezeu. Noe s-a apucat de treabă și după unii cercetători a lucrat mai bine de 100 de ani la corabia aceasta, la chivotul acesta, ca să scape casa. Iată fapta credinței lui. Un om care trăiește prin credință și atunci când Dumnezeu îi spune ceva, el se apucă să facă ce îi spune Dumnezeu. Și își arată, își demonstrează credința lui prin fapte. Apoi urmează nimeni altul decât Avram, cel care a fost numit tatăl tuturor credincioșilor. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Dumnezeu i-a spus ceva și a urmat imediat fapta lui Avram. S-a dus în direcția pe care i-a recomandat-o Dumnezeu, chiar dacă nu avea cunoștință despre locuri spre care se îndreaptă. Apoi, citim că tot prin credință s-a așezat în această țară a făgăduinței, ca într-o țară care nici măcar nu era a lui și a locuit în corturi. Fapta credinței lui Avram. Dumnezeu îi spune să iasă din țara lui, dintre rudele lui, și să plece într-un loc care va fi arătat și recomandat. Și prin credință, Avram pleacă ascultând de Dumnezeu și avem aici din nou exprimarea nimic altceva decât a faptei care avea să dovedească credința lui. Prin credință a făcut Avram ceea ce a făcut. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămistească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. Avea 90 de ani și omenește vorbind, părea că totul devine imposibil. Dar prin credință. Sara a crezut în credincioșia celui ce-i făcuse această făgăduință. În credincioșia lui Dumnezeu. Și chiar dacă bărbatul ei, Avram, avea 100 de ani și ea 90, totuși spune cuvântul lui Dumnezeu, fapta aceasta a credinței ei a fost răsplătită, pentru că a primit putere să zămislească la vârsta aceasta. A trăi prin credință, dragii mei, însemnează a trăi cu convingerea că Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt în ciuda tuturor problemelor vieții. Este lucru pe care trebuie să-l ținem minte. Este ceea ce se potrivește atunci când privim la oamenii pe care i-am amintit până acum și pe care i-am extras din relatarea din Evrei 11. Să fii convins că indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce ți s-ar cere, indiferent ce trebuie să faci, Dumnezeu este Cel care are întotdeauna ultimul cuvânt. A trăi prin credință înseamnă a asculta de Dumnezeu chiar și atunci când rațional ascultarea aceasta și cerința lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă. A trăi prin credință însemnează a asculta de Dumnezeu chiar și atunci când nu se vede nicio posibilitate de a rezolva sau de a împlini ceea ce cere Dumnezeu. Toate acestea se aplică acestor nume de oameni și e vorba și de soția lui Avram, Sara, care au fost amintiți aici. Abel, Enoch, Noe, Avram, Sara, oameni care au trăit prin credință. Și trăirea lor prin credință a fost materializată prin fapte ale credinței lor. Oameni care au făcut ceva și ceea ce au făcut ei este demonstrația practică a credinței lor. Oameni care au ascultat de Dumnezeu în ciuda tuturor problemelor pe care le aveau, pentru că n-a fost
Și nu este simplu să trăiești prin credință și faptele tale să dovedească lucrul acesta. Tot ce am spus până aici sunt aproape lucruri obișnuite pentru noi, fiindcă sunt convins că ați citit și ați auzit citindu-se de multe ori din pasajul acesta și cine n-a auzit de Abel, de Enoch, de Noe, de Avram, de Sara, nume de bărbați și femei foarte bine cunoscute nouă, oameni care, într-adevăr, dacă ne uităm la relatările despre ei în Cartea Geneza, au strălucit prin această capacitate în a nădăjdui, așa cum am văzut că e definiția credinței, în a nădăjdui, avea încredințarea deplină despre lucruri care nu se văd, această încredere neclintită pe care au avut-o atunci când au trecut la fapte care au demonstrat nimic altceva decât temelia și temeinicia credinței lor. Dragii mei, surpriza pe care am constatat-o lecturând numele unor oameni ai credinței a venit atunci când am întâlnit următoarele trei nume de oameni al lui Dumnezeu, despre care se spune ca și despre ceilalți că au trăit și ei prin credință și ceea ce au făcut demersul lor a fost tot prin credință. E vorba de Isaac, Iacov și Iosif. Este o succesiune genealogică, Isaac fiind tatăl lui Iacov, Iacov fiind tatăl lui Iosif. Despre ei se spune ceva totalmente diferit decât ce s-a spus despre cei amintiți înaintea lor. Și hai să ne uităm cu atenție să vedem ce anume le este specific acestor trei bărbați amintiți. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Am înțeles despre credința lui Enoch ca să umbli cu Dumnezeu 300 de ani când unii nu pot umbla cu Dumnezeu câțiva ani care le sunt dați. Păi înțeleg că diferența este colosală să stai lângă Dumnezeu 300 de ani când unii nu pot să stea cu Dumnezeu nici 5, 10, 20 de ani. Mi se pare prea mult. Înțeleg să vorbesc despre credința lui Noe care s-a pus zeci de ani, peste 100 de ani să construiască o corabie când opoziția lumii era evidentă, cu siguranță. Înțeleg despre credința lui Avram să vorbești, omul care pleacă din casa lui, din poziția pe care o avea și se duce într-o direcție necunoscută care este recomandată. Înțeleg să vorbesc și să vorbim despre credința Sarei. Dar aici ne spune că prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare. Adică Isaac și-a chemat copiii pe Iacov și pe Esau și le-a dat o binecuvântare. Apoi, uitați-vă la următoarea mențiune. Iacov, cel care primise binecuvântarea de la Isaac, prin credință, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Adică, credința care este amintită în dreptul acestor bărbați, parcă nu seamănă cu credința celorlalți amintiți până aici. Iacov, când a murit, iarăși a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif, doi la număr, pe care a binecuvântat, și apoi s-a rezemat pe vârful toiagului său, s-a închinat și a plecat. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Ei, dragii mei, ca să putem să extragem învățătura care privește credința acestor oameni, trebuie să privim mult mai atent aici decât am putut-o face când ne-am uitat la ceilalți care au fost amintiți, respectiv Abel, Enoch, Noe, Avram și Sara. Aici trebuie să medităm mai mult. Aici trebuie să ne uităm cu mai mare atenție. Ni se vorbește despre o binecuvântare dată de Isaac lui Iacov, despre o binecuvântare pe care Iacov o dă lui Efraim și Manase, copiii lui Iosif, și ni se vorbește despre Iosif care la rândul lui le-a pomenit fraților săi
celor care aveau să rămână, că va veni o vreme când vor fi cercetați, se va termina cu perioada egipteană și spunea Iosif, luați și oasele mele, nu le lăsați aici. Ceea ce am descoperit în aceste trei exemple de oameni ai credinței, ceea ce mi s-a părut interesant când m-am uitat la punctul comun pentru toți trei, amintiți aici, a fost legat de faptul că acești oameni au dovedit credință puternică înaintea morții. Ceilalți au fost oameni ai credinței atâta timp cât au fost în putere și au făcut ca nimeni altul tot ceea ce au putut face în baza și pe temelul credinței lor. Aici sunt oameni care au ajuns să se sprijine pe toiag și să se pregătească de plecare. Experiența confirmă că oamenii în vârstă slăbesc în credință. E lucrul acesta să nu mi se pară o noutate dacă vom apuca o asemenea vârstă și spun cu anticipație să ne rugăm puternic lui Dumnezeu să nu ajungem în situația să ne slăbească credința odată cu trecerea timpului. Dar lucrul acesta este constatat. Aici avem exemplul unor oameni care au dovedit credință în momentele cele mai critice ale vieții lor. Atunci când omul simte că îi se apropie plecarea, credeți că îl mai interesează? Du-te la un om care e cu sufletul în buze și spune ce vrei tu să faci în continuare. Vorbește-i despre copiii tăi, despre nepoții tăi și spune, uite, am să fac asta și asta, să vezi cât interes o să-ți arate. Nu, nu ne este greu să pricepem că omul este activ cât este în putere. Când puterea îi slăbește și când ajunge să-și ducă cu greutate anii bătrâneții, nu îl mai interesează prea mult de ce va fi în viitor. El trăiește din trecut. El mereu își amintește, ce-a fost odată? Cine am fost eu odată? Este o prezentare excepțională, dragii mei, acestor trei oameni care ajunși în clipa plecării lor, fac ceva ceea ce greu ar putea face cineva dacă n-ar avea o credință puternică. Să trăiești prin credință e un lucru deosebit de frumos și înălțător. Dar să mori în credință, nimic nu poate fi mai înălțător și mai frumos ca asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământul acesta. Să mori în credință. Am uitat cu atenție aici. Isaac îi dă lui Iacob și Esau o binecuvântare. Și binecuvântarea asta avea în vedere lucruri viitoare. Isaac este în pragul veșniciei. Stă să plece de pe pământ. Dar îi spune lui Iacob și Esau, noi avem o promisiune de la Dumnezeu. Cu mine viața se încheie. Eu îmi termin alergarea aici pe pământ, dar să nu vă imaginați că ceea ce a promis Dumnezeu nu va rămâne sau nu va fi dus la îndeplinire. Ci vă binecuvintez în nădejdea că eu oprindu-mă aici, voi veți duce mai departe promisiunea lui Dumnezeu. Ce am putut să fac, eu am făcut. Dar voi veți face lucruri mari, vă binecuvintez, viața merge înainte, știu asta cu certitudine, chiar dacă trebuie să închid ochii. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Iată un om care în clipa morții, prin credință, se închină înaintea lui Dumnezeu, simte că s-a terminat alergarea lui, dar dă binecuvântare lui Efraim și Manase și le spune, mai departe veți duce voi ceea ce Dumnezeu a promis. Eu am primit binecuvântarea de la tatăl meu Isaac și acum vă dau vouă binecuvântarea. Voi doi copii veți fi adăugați
seminției lui Israel și veți fi numărați în cele 12, între cele 12 seminții ale lui Israel și veți merge mai departe ducând făgăduința lui Dumnezeu până la capăt. O credință puternică în clipa plecării, în clipa morții. O credință puternică în promisiunile lui Dumnezeu. Că ceea ce Dumnezeu a promis, chiar dacă nu s-a întâmplat sub ochii lor, dar va fi dus la împlinire și se va întâmpla. Ce să mai spunem de Iosif, care atunci când i s-a apropiat sfârșitul, a pomenit de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, deși el se afla în Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Își cheamă Iosif lângă el pe frați și pe toți cei apropiați și le spune: mă opresc și eu cu alergarea aici. Dar să nu vă imaginați că Dumnezeu se oprește cu planul lui aici. Planul lui Dumnezeu continuă. Voi o să ieșiți din Egiptul acesta în care eu am ajuns stăpân și datorită mie ați ajuns aici. Dumnezeu are o promisiune. Dumnezeu își va ține promisiunea. Veți ajunge în țara pe care Dumnezeu a promis-o tatălui nostru Avram. Luați-mi și mie oasele când veți ajunge în pământul promisiunii. Să ai credință că ceea ce a promis Dumnezeu că se va întâmpla în vremea viitoare, se va întâmpla. Să pleci de pe pământul acesta în nădejdea că totul nu se termină aici odată cu terminarea vieții tale. Și Dumnezeu a promis că este o patrie mai bună sus. Și dacă a venit clipa să închizi ochii pentru pământul acesta, să ai credința aceasta că vei deschide ochii pentru promisiunile lui Dumnezeu care vizează o altă realitate, care nu mai este efemeră, nu mai este trecătoare, ci este veșnică, este eternă. Ce credință specială au arătat acești trei bărbați amintiți aici. O credință puternică înaintea morții. Nu știu cum stăm noi în privința promisiunilor viitoare ale lui Dumnezeu. Pentru că noi mereu și mereu suntem preocupați de promisiunile prezente ale lui Dumnezeu. Noi ne uităm la lucrurile cu care ne luptăm și ne zbatem, ne uităm la problemele și la necazurile din familiile noastre, ne uităm în jurul nostru și mereu căutăm să-i spunem lui Dumnezeu să ne dea tărie, să trecem prin toate astea. Dar oare avem noi acea credință care vizează și promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut nu numai pentru viața aceasta, ci și pentru ceea ce are să vină după viața aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a făcut acea promisiune ucenicilor și valabilă și pentru noi, mă duc să mă pregătesc un loc și să știți că acolo unde mă duc eu și vă pregătesc locul, veți veni și voi. Am să vin să vă iau ca să fiți cu mine. Dragii mei, dacă aceste promisiuni viitoare ale lui Dumnezeu sunt crezute din toată inima de noi, vreau să vă spun că am trăit altfel viața aici pe pământ. Și nu ne-am lăsat prinși sub jugul acesta al problemelor, al apăsărilor acestei vieți, ci am ridicat capul sus și ne-am uitat și spre promisiunile viitoare ale lui Dumnezeu, prin credință și vom merge înainte. Așa cum sprijinindu-se pe toiag și plecând capul, s-au închinat oamenii mari din vechime și au dat de înțeles că Dumnezeu își va împlini promisiunile în viitor și că lucrurile nu se încheie odată cu trecerea lor dincolo, cu încetarea activităților pe pământ. Ce credință filduitoare! Rog lui Dumnezeu să ne dea o asemenea credință. Ce importantă este credința, fiindcă v-am spus că despre importanța credinței voi spune câteva lucruri în seara aceasta. La mântuire, dragii mei, se ajunge prin credință, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și ăsta este darul lui Dumnezeu. Ca să dobândim calitatea de copii al lui Dumnezeu, ne trebuie credință. Prin credință putem fi copii al lui Dumnezeu. Scriptura o spune foarte clar. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Mântuire prin credință. Copii al lui Dumnezeu prin credință. Și dacă suntem copii al lui Dumnezeu prin credință, Scriptura spune că vom fi și moștenitori. Pentru că copiii îi moștenesc pe părinți. Și lucrul acesta
Îl exprimă foarte clar apostolul Pavel atunci când le scrie romanilor. Ne uităm în capitolul 8, în versetul 17. Cuvântul spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Ce importantă este credința. Să ajungi la iertarea păcatelor prin credința pe care Dumnezeu este gata să o dăruiască fiecăruia. Să porți statutul de copil al lui Dumnezeu, în ciuda comentariilor oamenilor. Scriptura dă această garanție, această certitudine, că tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și apoi legătura logică, ești copil, vei fi și moștenitor. Ai o asemenea credință. Dacă o ai, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și caută să-ți întărești tot mai mult credința și convingerea ta în lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este gata să împlinească tot ceea ce a promis în ciuda oricăror circumstanțe care nu lasă să se înțeleagă lucrul acesta. Dacă nu, seara aceasta poate fi un îndemn special pentru tine să dobândești o asemenea credință. O credință care îți va fi de un mare folos pentru viața pe care o mai ai de trăit aici. Și o credință pe care să nu o lași din mână până în clipa morții. Atunci când vei înțelege, așa cum am înțeles eu foarte bine când eram copil și mă duceam la film. Și vedeam câte un film că scria sfârșit și spuneam, s-a sfârșit. Dar la altele scria, va urma. Și înțelegeam că mai este o serie, va mai veni cineva. Să mori în credința aceasta că va urma, va mai fi ceva. Nu s-au terminat toate aici. Este chiar un lucru pe care mi-l doresc și vi-l doresc tuturor celor care în seara aceasta sunteți prezenți aici. Și mă rog ca pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Ia să cântăm în încheiere cântarea cu numărul 362 și aș dori ca această cântare prin exprimarea cuvintelor ei să fie o realitate pentru fiecare din noi. Neclintit, eu cred în ce a promis Hristos. Laudă îi aduc prin cântul meu frumos, slava și mărirea Lui o cânt voios. Neclintit, eu cred în Domnul meu.